Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Simona Dunăreanu și ne reîntâlnim astăzi în studioul Antena 3 cu domnul primar al municipiului Călăraș, domnul Daniel Ștefan Drăgulin. Bine ați revenit! Mulțumesc! Bine v-am regăsit! Bună ziua dumneavoastră și celor care le privesc! Ușor ne apropiem de deschiderea anului școlar. Sunt foarte multe incertitudini deocamdată despre modul în care se vor desfășura cursurile și încă așteptăm noutăți de la minister. Da, este adevărat. Este un an cu totul și cu totul deosebit, începutul anului școlar. În primul rând, așteptăm, de fapt, să vedem care sunt ordinele de miniștri, că, de fapt, vor fi două ordine de miniștri, nu unul singur, un ordin de ministru al învățământului și unul al sănătății, pentru că, într-adevăr, sunt condiții deosebite în care va începe anul școlar. Ca atare, nu numai ce se petrece în școală, cu distanță, cu dezinfectanți, cât și modul de implicare al tuturor, începând de la noi, cei care suntem în administrație, și până și profesori și toți cei care stau sau își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ. După părerea mea, trebuie să fim foarte atenți și aici solicit o mare implicare a tuturor directorilor din unitățile de învățământ, a tuturor profesorilor, a noastră în general, și cât până la noastră mă refer și la părinți, care trebuie să fie cu mare, mare grijă cu copiii, să nu obosească, să aibă la ei tot ce le trebuie, să le spună de la bun început, bine, și profesorul să le spună, ca interacțiunea cu ceilalți colegi să fie cât mai puțină, lucruri pe care încet, încet le conștientizăm și trebuie să le punem și în aplicare. Începe anul școlar totuși cu o veste bună din punct de vedere al grădiniței cu 8 clase. Care... Dacă tot ați deschis discuția vis-a-vis de începerea anului școlar, vreau să aduc la cunoștința tuturor călărășerilor și mai ales cei care stau în zona școlii numărul 11, că începând de anul acesta vom deschide grădinița cu 8 grupe. Și mă bucură enorm de mult că printre cei care au vizualizat și au făcut aprecieri la adresa acestei unități de învățământ preșcolar, a pus o întrebare dacă este privată. Asta înseamnă că acea unitate arată foarte bine, am mai spus-o și o voi repeta ori de câte ori am ocazia, întrucât mă simt, am o satisfacție foarte mare, pentru că așa cum și liceul Știrbei Vodă l-am preluat după 10 ani, și a trebuit să duc luptă de lămuriri cu constructorul, cu toți cei care erau implicați la acea vreme, cu renunțări la lucrări, cu locuit alte lucrări care erau deja executate și trebuiau alte lucrări. Multe, multe altele pe care inclusiv inspectorii în construcție ne-a impus-o. Iată că și grădința cu 8 grupe, care are capacitatea de 160 de locuri, la ora actuală sunt comasate două grădinițe. Este vorba de grădința care și-a desfășurat activitatea în sălile de la demisolul liceului Știrbei și ultima grădiniță de apartament, 12, împreună făcând grădința cu 8 grupe, așa cum se numește, de la școala numărul 11 din Călăraș. Pe lângă sălile de clasă au o sală foarte modernă. Foarte spațioasă. Păi, gândiți-vă că spațiul util este peste 1200 de metri pătrați. Există cabinet medical, există spații de depozitare. Sălile sunt foarte luminoase și generoase. Există și o sală de festivități unde copiii, atunci când nu sunt festivități, pot desfășura orice fel de altă activitate care necesită un spațiu mai mare. E o realizare. Da? Sperăm ca această grădiniță să nu aibă evenimente, mai ales cu acest virus. Cu siguranță vor avea parte de un început de an școlar acolo, un pic deosebit, pentru că bine, spațiul este, da, toate lucrurile sunt noi. Dacă tot spuneți de învățământ, și... aș vrea să remarc un lucru. Dacă anul trecut, pe timpul ăsta, de fapt, la începutul lunii septembrie, vorbeam cu constructorul după Bulevardul Nicolae Titulescu, că trebuia să turnăm stabilizatorul, acea
eu știu, acel material care se pune înainte de a se turna betonul asfaltic, vreau să vă spun că s-a stricat odată toate malaxoarele astea unde se făcea acest beton, de la diferite firme, și n-am mai putut avea acest beton. Și nu știam ce să facem, începea anul școlar și până la urmă, într-un răbufnire așa, mi-am zis, nu vedeți că toți sunt împotriva dumneavoastră, vor ca să începeți anul ca să vă înjure cetățenii care vin cu copiii la școală și este o intersecție care încă nu este gata. Într-adevăr, am reușit cu chiu cu voi să punem niște piatră ca cei care vin în apropiarea școlii să-și lase copiii, dar, în fine, cred că am avut destul de multe injurii. Iată astăzi, după părerea mea, este o intersecție destul de mare, unde există acum posibilitatea să iei la dreapta către strada locomotivei, este posibilitatea să iei la stânga pe bulevard, există posibilitatea să poți opri mașina fără să mai existe probleme. Bine, acum și super bulevardele mari, că în momentul când sunt un flux de mașini și de circulație în orele de vârf, nu are capacitatea de a primi în dar zona respectivă. Dar faptul că totuși bulevardul este lărgit și... În orice caz, bulevardul încet încet au început să lucreze la spațiile verzi. Încet încet au început să finanseze piatra asta de care toată lumea, meseria și ăștia care se pricep la de toate, dar numai la ce trebuie nu se pricep, începe să se cunoască. Eu sper că în septembrie acest bulevard să fie gata. Pentru că eu fac lucruri trainice și nu vreau să torn 5 cm de asfalt ca peste 2-3 ani să fie crăpat sau exfoliat. Părerea mea este că este o lucrare de anvergură, o lucrare care demonstrează de fapt că eu nu mă încurc cu jumătăți de lucruri, ci vreau să fac lucruri durabile. Se va mai lucra și la trotuare, la spațiile verzi? Săptămâna trecută am avut o vizionare cu antreprenorul și am spus foarte clar, l-am asigurat că nu va mai primi niciun ban până când nu va face toate remedierile pe care noi le-am solicitat. În perioada nu venise încă dalele pentru trotuare, se lucrează acum și se înlocuiesc acolo unde se crapă, poate se mai omite pe aici și pe acolo, dar nu va fi ceva voit. Încă nu s-a apucat să deșlefui piatra de pe alveole, se lucrează și la piatră, spațiile verzi, s-a adus pământ și s-a aduce în continuare pământ, se nivelează, să vedem acum dacă vom putea să punem gazon, pentru că această căldură degeaba pui gazon că nu verzește. Și dacă pomii pe care avem de plantat, putem să-i plantăm acum. Dacă nu, așteptăm toamna și vom pune aceiași pomii. Și s-a luat în calcul relocarea stâlpilor de iluminat public? La ora actuală, pe strada, pe bulevardul Titulescu, nu mai există niciun stâlp. Mai sunt niște cabluri pe care cei de la Digi mai au de luat. Toate cablurile care au fost aeriene sunt introduse sub teren, inclusiv fibra optică și cablul pentru TV, energie și telefonie. Am înțeles. Valoarea acestui proiect? Valoarea acestui proiect se ridică la aproximativ 5 milioane de lei fără TVA. Nu mi se pare o sumă extraordinar de mare, ținând cont de ceea ce s-a lucrat și s-a realizat în zona respectivă. Au fost lucrări și terane și subterane, au fost devieri de canalizare, s-au făcut o serie de îmbunătățiri a preluării apei pluviale. Sunt multe lucruri care sunt vizibile, unele nu sunt vizibile pentru că sunt realizate în subteran. Tot ceea ce s-a întâmplat acolo până într-un moment a fost verificat și supus unei evaluări foarte clare de către Curtea de Conturi. Nu am de ce să-mi fie teamă. Pe mine mă interesează ca lucrarea să fie de calitate și să dureze cât mai mult în timp. După câte știu eu, au un termen de garanție de minimum 10 ani. Ca atare, restul puteți să ziceți dumneavoastră. Pe ce străzi se mai efectuează lucrări?
La ora actuală, sau dacă nu mă înșel, s-a terminat zilele trecute lucrările de pe strada Știrbei Vodă. Se fac lucrări în zona alei transformatorului, tot în doi moldoveni. Vrem să terminăm toată zona ca să știm că am terminat un cartier. De asemenea, nu mai lucrări de drumuri avem, avem lucrări de avergură, ca să spun așa. Este vorba de piața centrală, unde ieri s-a turnat betonul pentru fundație. De asemenea, se lucrează și săptămâna viitoare vom monta stâlpii de la piața Orizont. Se lucrează în parc aici, la Clubul Pescarilor. Se lucrează și urmează să fie urcat în seap. De fapt, la caietul de sarcini este dus la verificare pentru cele trei străzi Plevna, Rahova, Viitor. Așteptăm cu nerăbdare ca să se decidă cât mai repede finanțarea pentru rest de executat la cartier Mircea Vodă. Așteptăm de asemenea ca proiectantul să ne dea ultimile date cu privire la reevaluarea lucrării, ca să putem să înaintăm tot la CNI și deja este lista sinteză și se mai așteaptă acest lucru. Așteptăm cu nerăbdare ca să intre la finanțare și terenul de fotbal din zona parcului lângă grădina Zoo. Plus proiectele care sunt în diferite stadii, eu cred că încă 3 ani de azi încolo, chiar și mai bine, Călărașul va fi într-o permanentă transformare. De asemenea, strada București este în ultima etapă înainte să fie ridicată în seap. De asemenea, pietonalul care va încheia zona de la Piața Mare către prefectură, pentru că aici, știți foarte clar, am zis că va fi o zonă pietonală foarte modernă. Lucrurile care se vor vedea pe parcursul la 3-4 ani maxim. Este clar că aceste proiecte oricum sunt începute din celălalt mandat și că durează până se implementează orice proiect. Dacă dar nu este vorba că lucrurile se desfășoară acum doar pentru că este campanie electorală. Nu, dacă stau bine să mă gândesc, alegerile trebuie să fie cu mult timp în urmă, cu câteva luni în urmă. Și n-au fost suntem acum. Lucrurile se desfășoară normal. Normal. Unii nu înțeleg un lucru. Indiferent cine vine la primărie, trebuie să înțeleagă că lucrurile trebuie să se desfășoare în continuare. Trebuie să existe o continuitate. Dacă are, eu n-am avut nici fonduri de preaderare, nici fonduri de UE. Ca atare, mie nu are de făcut să urmărească ceilalți pași care se fac pentru a intra în activitatea propriu-zisă, în lucru. Eu sper să fiu tot eu, pentru că așa mi se pare corect. Am început ceva și vreau să termin. Nu, mi-ar pare rău ca cineva să-mi culeagă laurii după o muncă de două mandate în care în primul am reușit să aduc documentele la punct, al doilea am început să realizăm proiectele și când ar trebui să am o satisfacție vis-a-vis de un lucru bine făcut, să vină cineva și să culeagă roadele. Nu mi se pare corect în contextul în care nici măcar n-a fost alături de noi. Așa am omis să vă spun că o altă lucrare care este implicată primăria și firma de construcții, de fapt lucrările, mai este vorba de canalizarea de pe strada locomotivei. E o lucrare deosebit de grea, dar abia acum ne dăm seama ce probleme sunt la această lucrare și, bineînțeles, lucrările din Măgureț. Sperăm că în cel mai scurt timp, într-o lună de zile, o lună jumate, să terminăm pluviala, după care să facem acordurile pentru celelalte străzi. Vom începe canalizarea amenajeră și astfel încât să terminăm tot ceea ce înseamnă lucrări subterane în zona Măgureț. Pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, aș vrea să vă întreb la final ce părere aveți despre moțiunea de cenzură, ca să revenim un pic în sfera politică. Da, mie îmi pare rău că totuși momente deosebite, momente de criză, momente în care trebuie să existe o unitate în luarea unor decizii, noi ne batem politic. Spun asta și mă gândesc cu groază că acum când ar trebui să toți să ne punem la aceeași masă și să discutăm
pozitiv, băgăm bețe în roate și încercăm să facem o țiune de cenzură pentru niște lucruri pe care, după părerea mea, nu și-au rostul. Și când spun asta, mă gândesc că în paralel cu această moțiune de cenzură, în Parlamentul României, cele două camere, da, au respins propunerea guvernului de a mări și pensiile și alocațiile cu un procent mai mic. După părerea mea, este un lucru de irresponsabilitate din partea PSD, deși văd că așa stau de vorbă cu cetățenii, nu vrea să le mărească pensiile. Nu se dorește. Ba da, se dorește. Da, există dorință, dar nu există putință. Și când spun asta, dacă visteria este goală și să încearcă o redresare, noi ce facem? În loc să ne ridicăm, ne afundăm mai mult în... Eu cred că totuși cei care vor vota ar trebui să se gândească la România, la noi cetățenii, la noi în contextul unei pandemii înfiorătoare și să încercăm, nu prin manipularea cetățenilor, prin dezinformarea crasă, eu aș fi lăsat, ia guvernarea și du-te și mărește 40%, dând cu ce mărește tu pensiile, la faptul că trebuie să fim obiectivi, trebuie să fim înțelegători, da? Trebuie să avem răbdare că lucrurile merg spre bine. Nu poți să faci ca în povestea porcului un pod din aur către palatul de la Bojduca lui către palatul unde era prințesa, ci trebuie zile, ani, zile, săptămâni, poate și ani, pentru a reabilita starea de fapt în care se află România. Rămâne să vedem împreună ce se va întâmpla. Vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare.